Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Anton Anton, ales în circumscripția electorală numărul 42 București pe listele ALDE. Acesta este primul său mandat. Înainte să fie membru ALDE, Anton a fost liberal pentru o lungă perioadă de timp. În prezent, acesta ocupă funcția de ministru al energiei în guvernul Dăncilă. În plenul Camerei Deputaților, Anton nu a muncit aproape nimic. Acest lucru este confirmat de statisticile oficiale. 10 luări de cuvânt, 3 întrebări și interpelări, 23 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. Cele 10 luări de cuvânt ale deputatului ALDE București au o durată totală de numai 24 de minute și 43 de secunde. Puținele sale luări de cuvânt de la tribuna Parlamentului sunt greu de găsit. Mai apar pe aici colo declarații pline de vorbe de duh. România este o țară binecuvântată de Dumnezeu. Avem cărbune, avem apă, avem vânt, avem energie nucleară, avem biomasă și toate astea participă la realizarea așa numitului, să zicem, mix energetic. Una din atribuțiile parlamentarilor este prezența la vot. Din decembrie 2016 și până acum, Anton Anton a avut 2261 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 66%. Dacă nu s-a remarcat prin muncă din postura de deputat sau ministru, s-a făcut cunoscut prin răspunsul pe care l-a dat unui jurnalist care i-a adresat o întrebare aparent banală pentru un ministru al energiei. Te să-mi spunești mie ce e la curent electric? Ești nesimțit. Anton Anton nu știe nimic, habar nu are când va fi elaborată strategia energetică a României. Cum a strategia se elaborează? Deci nu pot să vă dau acum care este viziunea, care este ținta, de câți ani se fac negocierile astea. Nu mai țin minte. Mă, foarte bine, atunci de unde să vă dau eu un termen de finalizare? Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului ALDE București. Prezență relativ ridicată la votul electronic. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte. Traseism politic, proiecte de legi foarte puține, luări de cuvânt aproape inexistente, implicare zero în comunitate, comunicare inexistentă cu alegătorii. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului ALDE București, Anton Anton.